Noi am avut aici o adolescență de 13 ani și jumătate. Cu o fetiță, fetița ei, de 3 luni. Și pentru ca să nu ajungă ea la un asistent maternal și fetița la un alt asistent maternal, de să fie despărțite, atunci am făcut închiriere pentru mama, deci bunica celei de 3 luni, și am ținut în forma aceasta de închiriere. Pentru că Direcția pentru Protecția Copilului procedează legal și desparte cele două minore, chiar dacă sunt mamă și fică. Ori asta este o foarte mare lovitură pentru mămica de 13 ani jumate. Să nu uităm, ea este o mămică. Mulți întreabă de ce, dacă o fată rămâne gravidă și ea e adolescentă și așa, de ce nu îi se provoacă un avort? Și răspunsul e simplu. Peste foc nu trebuie turnată benzină, pentru că mărește focul. Deci dacă tot a fost un lucru nepotrivit, acum nu-l accelerezi, nu-l înmulțești cu un alt rău. Pentru că binele e bine dacă ai făcut bine. Ăsta e un bine, ți se pare că e un bine, dar e un bine fals și deci este un rău. Și atunci atitudinea aceasta o va duce pe fetița aceea să nu se spânzure, să nu-și taie venele, să nu se arunce de la etaj. Într-un cuvânt, să nu se sinucidă, pentru că diavolul îi va băga și ideea aceasta. Tu nu mai ai viitor, tu... Dacă ați întrebat așa, să vă spun un caz mult mai vechi. Cred că sunt 12-14 ani. A venit aici o fetiță clasa 6. Tocmai venise ciclu și într-o împrejurare a rămas grăvindă. Și a venit în clasa 6. Și a făcut aici clasa, a terminat a 6-a, a 7-a, a 8-a și a 9-a. Și am întrebat așa, ea fiind în 3 luni, adică vârsta destul de optimă ca să facă avort după afirmațiile și prescripțiile medicului. Și n-a vrut să facă avort. Ea a fost mai tare și decât părinții ei, decât bunici, decât rude, decât prieteni, de tot. Ea mai tare, la vârsta aceasta. Și am să vă povestesc asta, pentru că e interesant ca atitudine. După câteva zile, am cazat-o cu bunica și a zis, am pitit-o, am ascuns-o, și am zis, ce-ți dorești tu? Părinte, îmi doresc și eu să nasc fără cezariană. Și atunci i-am explicat că bazinul ei micuț nu se permite asta. Niciun doctor nu va risca lucrul ăsta. Dar nu asta e problema. Uite, cezariana de fapt este o excepție. Vine de la procedura care s-a aplicat mamei lui Cezar, că altfel nu exista urmaș la tron. Ea nu și nu, că o ajută Maica Domnului. Era o fetiță credincioasă. Și ce-ți mai dorești tu? Părinte, aș vrea să iau și eu 10 în teză. Și am continuat. Și ce-ți mai dorești? Îmi doresc să termin clasa 8-a. Să intru la liceu. Ea mai având 2 ani de acum. Și ce-ți mai dorești? Să nu-l aresteze pe prietenul meu. Păi de ce să-l aresteze? L-ai părât? Nu. Dar și el e minor, și eu sunt minoră, și când face vârsta, îl poate aresta. Știa tot. Era documentat. Și ce-ți mai dorești? Doresc să termin liceul, să intru la facultate și în anul întâi de facultate să mă căsătoresc cu tatăl copilului. Și apoi? Apoi îmi doresc să fac mulți copii. Apoi îmi doresc să fac o mănăstire. E, sigur că am încetat ce-ți mai dorești, că cine știe ce mai zicea. Deci asta era gândirea unei copilițe de 12 ani, de data asta.
Eu n-am fost pe aici la vremea nașterii ei, sigur că a sunat la 112 și aproape că a născut în ambulanță, în Văleni. Deci nu a ajuns bine. A născut în spital, dar mai să nască în ambulanță, natural. Și pe urmă au urmat toate acestea. Așa fel că, în urmă cu vreo 4 ani, m-am trezit, am zis eu, cu ea aici. Și pentru fracțiuni de secundă, mi-am dat seama că nu era ea. Era fetița ei. Bunica murise, bunicul murise și părinții au adus-o pe ea. Pe ea n-am revăzut-o, pe mămică, dar pe fata lor am revăzut-o și așa perfect semăna, încât am avut fracțiuni de secundă, am crezut că este ea. Deci uitați, numai 2 cazuri v-am spus. Și vedeți ce frumos sună. Și care n-a ratat viitorul. Nici uneia și nici alteia. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost fugărit. Iisus Hristos a fost fugărit de la naștere. Și pruncul fugărit grijește de pruncii fugăriți.